începutul lui noiembrie aduce pe lume o mogâldeață de om care avea să devină o tânără intelectuală și supradotată. Un nume important în muzică și în pictură, fata va avea un talent deosebit și în limbi străine. Se numea Iulia Hașdeu, iar data ei de naștere este incertă. Unii spun că s-ar fi născut pe 2, alții pe 9, alții pe 14 noiembrie. Un lucru însă este cert. E considerată copil genial al culturii române, care a murit prea devreme și a cutremurat sufletul tatălui său, Bogdan Petriceicu Hașdeu, scriitor și filolog român. La vârsta de 2 ani, copiii obișnuiți abia învață cuvinte de bază în limba maternă, leagă propoziții simple și imită tot ce văd. La aceeași vârstă însă, Iulia Hașdeu știa deja să citească și învăța limba franceză și germană. A învățat apoi să scrie și a mai durat puțin până când și-a semnat propriile nuvele, narațiuni și piese de teatru. A fost genială și în adolescență. A absolvit liceul și conservatorul cu rezultate strălucite. Studia din greu, mergea la lecții de pictură și de canto și îi uimea pe toți profesorii. A fost prima româncă înscrisă la Universitatea Sorbona și exact atunci au apărut și primele semne ale bolii care ulterior au răpus-o. Tuberculoza. Fata a ignorat boala, fiindcă dorea doar să învețe. Nu voia să renunțe la studii până nu ar fi reușit să fie cel puțin licențiată, deși părinții săi insistau să ia o pauză. Nu o voi face chiar dacă ar trebui să mor și nicio putere omenească nu mă va obliga. Nu am muncit toată copilăria și tinerețea pentru a mă opri chiar când sunt aproape de a ajunge în port, îi scria Iulia de la Paris tatălui ei. Însă boala s-a agravat, iar lunile chinuitoare s-au sfârșit cu ochii închiși ai Iuliei. Pentru totdeauna, tatăl său a fost devastat. Cu excepția câtorva poeme din timpul vieții, întreaga operă a Iuliei Hașdeu a fost postumă. Muguri de aprilie ar fi trebuit să fie volumul de debut al Iuliei, dar s-a numit Lucrări postume, fanteziile și visele. De publicarea întregii opere a fiicei s-a ocupat tatăl său, Bogdan Petriceicu Hașdeu, care refuza să accepte că Iulia nu mai e. A făcut ca regăsirea spiritului Iuliei să-i fie scop în viață. A construit un templu în amintirea fiicei sale și se crede că reușea să ia legătura cu ea prin intermediul spiritismului. Hașdeu a considerat că un templu e prea puțin, așa că a ridicat un castel, pe seama căruia s-au creat numeroase legende. Una dintre ele spune că noaptea Iulia poate fi auzită cântând la pian în aplauzele tatălui său.